15 octombrie. În această lună, în ziua 15-a, pomenim Sfântul Martir Lucian, preotul Atiohiei celei Mari. Lucian, fiind fiu de părinți binecredincioși, după moartea lor împărțindu-și averea la săraci, se nevoia cu citirea dumnezeieștelor scripturi, prin care a atras pe mulți iudei și elini la credința cea în Hristos. Cam pe 15 octombrie, berbecii se lasă între oi, pentru ca oile să fete primăvara, când căldura se mărește și iarba începe să crească pe câmp. Este un moment nefavorabil semănăturilor de toamnă. O vorbă din bătrâni spune că în intervalul 14-27 octombrie nu este bine să se semene secară, căci e primejdie de moarte pentru semănător.